Pe ordinea de zi în proiect a ședinței de astăzi a Curții a fost propus un singur subiect, cel al raportului auditului situațiilor financiare ale proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiat la 31 decembrie anul trecut. Conform acordului de finanțare, implementarea programului Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova se realizează prin intermediul a două componente de bază, proiect și program. Astfel, pentru asigurarea funcționalității proiectului de asistență tehnică, au fost contractate serviciile în valoare de 2,4 milioane lei, fiind achitate 1,7 milioane lei, la nivel de 71% pe măsura acceptării rapoartelor consultanților. Analiza și evaluarea activităților aferente indicatorilor de bursabil, precum și repartizarea mijloacelor financiare din contul proiectului Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova, relevă că Compania Națională de Asigurări în Medicină a dispus de alocații financiare în sumă de 24 milioane lei. Analiza implementării recomandărilor relevă că la nivel general de executare al acestora constituie în medie circa 80%. Cu referire la unele observații din raport la condițiile contractului de prestări servicii. Deci, aceste condiții de prestări servicii stabilesc un singur livrabil pe care trebuie să-l prezinte consultantul. Consultantul prezintă lunar un raport al activității care este analizat de managementul ministerului, managementul superior al ministerului și ulterior, după analiză, este semnat de directorul proiectului, care este ministrul. Dacă este să mă dau cu părerea în cadrul unei concluzii, probabil că e și un factor stimulativ, un stimulent puternic, că acești bani, cu toate că ei vin prin conturile trezorii reale în Republicii Moldova, sunt bani veniți din asistență externă, mai ales că dacă nu integral, atunci în cea mai mare parte sunt bani rambursabili și acest lucru vă mobilizează și vă responsabilizează probabil dublu. Proiectul este repartizat în două părți. Una, tot ce este legat însăși cu creditul și a doua, tot ce este legat cu asistență tehnică. Luat în considerație că acum deja am să vorbesc despre prelungirea cu 21 luni, practic cu 2 ani proiectului, eu am să dăm așa o întrebare. Practic, dacă se poate, slide-ul numărul 3. Acolo sunt descrise condițiile, inclusiv taxa de deservire 0,75% per an, taxa de angajament 0,5% per an și rata dobânzii anuale de 1,25%. Spuneți, vă rog, cunoașteți sau nu care suma dobânzii trebuie să fie plătită pentru asigurarea datoriei publice a statului de la bugetul de stat pentru aceste 2 ani, pe componența creditului. Și au fost sau nu înaintate către guvern, către Ministerul Finanțelor, deci propuneri de majorare a cheltuielilor pentru deservirea datoriei în cauză. Amendamentul parvenit de la Banca Mondială în noiembrie 2018 a fost înaintat nemijlocit către Ministerul Finanțelor și a fost semnat nemijlocit de Ministrul Finanțelor. Ceea ce ține de rata dobânzilor, taxa de servire, adică cifrele financiare, nu au fost modificate în amendament, au fost ajustate la realitățile noi, 4 indicatori legați de bursări. Ceea ce ține de extinderea termenului, despre această extindere s-a discutat încă în perioada 2017, când Banca Mondială a efectuat revizuire la mijloc de termen. Este o revizuire standard care se face la mijlocul oricărui proiect. Iată, eu vreau să întreb domnul Gâlcă cu referire la... Pentru că indicatorii nu sunt implementate, iar noi am prelungit, dar iarăși nu mergem în pas cu ceea ce ne propunem să facem. Noi rămânem în urmă, noi avem tărăgănări, tergiversări la implementarea indicatorilor, care respectiv atrag și debursarea cu întârziere și așa mai departe. Iată, ce se întreprinde pe parcursul anului? 18 concret. Ce s-a întreprins? V-ați întrunit, ați avut careva ședință, ați stabilit careva sarcini, priorități pentru a impulsiona mișcarea în direcția pozitivă? Sigur că extinderea proiectului implică anumite cheltuieli suplimentare,
dar în independent, în considerare cu valoarea proiectului, considerăm că și impactul lui asupra sistemului de sănătate, considerăm că aceste mici majorări nu sunt atât de esențiale cu referire la, iarăși zic, la impactul proiectului. Necesitatea revizuirii și prelungirii acordului a fost determinată de eforturile continue depuse de Ministerul Sănătății în promovarea reformelor, unul din angajamente a cărora a fost și acordul pe care l-am avut cu Banca Mondială și care a fost ratificat de către Parlament. Îmi creează temerea că medicii de familie, știind că deci acest spor îl poate primi atunci când media pe instituție este atinsă, ei se lasă puțin pe tânjală, mă scuzați de expresie, am spus-o moldovenește, și efortul pe care îl depun, dar vă spun, am constatat, este mai mic, pentru că până la urmă nu resimt beneficiile acțiunilor, efortului depus de ei pentru atingerea indicatorilor dați. Și aici, nu știu, ar trebui, după mine, să găsiți soluții. Poate revizuiți modalitatea de acordare a acestor sporuri, astfel încât să motivați medicii să-și exercite atribuțiile cu dăruire de sine și cu maximă eficiență. Era suficient de transparent și eficient ca să nu fie doar să fie posibil demonstrat că este scris nu doar în cartelă, dar într-adevăr și s-a realizat. Vreau să constat că înțeleg foarte bine pe colegul meu, domnul Munteanu, care a venit cu o asemenea precizare. Pe de altă parte, la fel rămân conștient că noi astăzi examinăm cu precădere raportul de audit financiar al acestui proiect. Lucru care mă obligă într-un fel să ne oprim aici, să nu mergem mai departe în discuția unor aspecte calitative de conținut astăzi în această sală. Totodată, având în vedere importanța și impactul foarte sensibil, impactul arhii, cum să zic, se dă un impact determinativ, da, întregul sistem al sănătății asupra populației, fiindcă menirea acestui proiect este să atingem schimbări calitative pe toate filierele propuse de acest proiect. Precizia în formulare, selectarea potrivită și foarte logică a acestor indicatori este de importanță majoră la fel, fiindcă acest proiect, doar toți suntem de acord, nu se reduce doar la stabilirea pe hârtie atingerea sau nu acestor indicatori și folosirea mijloacelor financiare. În ultima instanță, efectele vin nu din raportarea pe hârtie, dar efectele pe care le simt oamenii și sistemul, atitudinea, calitatea funcționării acestui sistem. Voi încheia aici prin a spune că voi solicita secretariatului nostru să fixeze acest subiect în lista celor asupra cărora va trebui să gândim și să adoptăm o decizie ulterior, fie că anul viitor, fie că peste un an, vom vedea logica evenimentelor pentru efectuarea unui audit de performanță. Asta va fi necesar. Când? Vom decide, stimați colegi. Și iată, atunci ne așteaptă discuție și analize de calitate, efecte și impact. Asta ține și de mandatul curții, asta ține și de interesul țării și a societății. Alte întrebări nu sunt, eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare la ședință, să vă spun că curtea va intra imediat acum în faza de deliberări care se produce cu ușile închise. Să vă doresc o zi bună și mult succes în continuare!